Astăzi oficial a revenit harta veche în joc din Fortnite OG. Adică bine, stați puțin, nu astăzi pentru că e postez videoclipul ăsta sâmbătă, dar astăzi eu când filmez videoclipul este vineri și este prima zi 3 noiembrie în care a apărut noua hartă. După cum puteți vedea, se află 2,9 milioane de jucători, ceea ce este un număr destul de mare, cred eu, totuși sincer. Dar pentru treaba aceasta, haideți să mergem să facem aici cât mai multe like-uri, pentru că o să mergem în cele mai șmechere locații care se aflau în trecut, prin 2018, dacă nu mă înșel. Și ceea ce mai este special astăzi este pentru că astăzi o să filmez pentru prima oară pe acest canal, adică pentru prima oară pe acest canal o să fac videoclipuri. Dacă acum încolo o să vedeți videoclipuri și pe acest canal Rafael Grâmă. Deci dacă sunteți abonați și la Rafael, că dacă nu sunteți, faceți-o și acolo neapărat. Dar da, aici o să postez alte jocuri în afară de Minecraft și o să avem conținut extra super super tare. Și hai să nu mai stăm mult la discuții. Vedem că s-a băgat și un OG Pass. Dăm aici, nu se mai numește Battle Pass, și aici sunt toate astea. Probabil voi le-ați văzut, dar acum haideți să intrăm să vedem, că nu mai am răbdare, n-am intrat absolut deloc, și să vedem care este prima locație în care mă dropez. Și scrieți și voi acolo în comentarii care este prima locație în care voi v-ați dropat sau în care vă veți dropa. Ok, haideți să vedem unde ne dropăm. Deci suntem aici lângă Paradis Palm și o să zic că vreau să mă dropez sincer. Hai să mergem în Dusty Divot. Chiar am chef așa să mă duc. Mamă, cum arată totul, bă, ca în realitate, cum era înainte, mă. Bine, nu ca realitate, dar cum era totul înainte, era super super tare. Și acum, bă, dar eu mi-am adus aminte de ceva. Am cam rămas fără tasta, să-și. Mamă, mamă, deci când mă dropam pe aici, când mă puneam prin copaci ăsta, bă, dar totul este la fel, totul este la fel ca înainte. Asta este super tare și, mamă, și mergem direct în chestia asta de aici. Deci cam am, sau așa e, nu știu, parcă am totuși asta prea aproape, nu știu, se vede foarte foarte aproape, nu știu, mă cam deranjează, dar haide să vedem ce avem noi pe aici. Fov, ăsta e cam ciudat, sincer, dar hai să mergem pe aici. Mamă, deci n-a venit nimeni pe aici prin partea asta, chiar așa. Ok, ok, mamă, de ce, bine, e bine că luptăm și noi aici tot. Deci v-am spus că eu nu prea mai am S, deci eu nu mai am S și vedeți că am pus eu chestiile astea. Da, nu mai am nimic de zis pentru că ok, stați puțin, stați puțin, ok, stați puțin. Gata, ok, easy, easy. Bă, dar de ce sunt boți? Parcă sunt boți și acum la început de sezon, mă, ceare, mă, în prima zi să fie boți în joc, nu cred eu asta. Adică ok, ok, deci deja a venit ăsta aici. Ok, mamă, nu mai știu să mă mai joc deloc. N-am mai jucat, cred că un an n-am mai jucat, sincer. Nu vă mint cu absolut nimic. Cred că de un an n-am mai jucat, dar bă, un timp ăsta. Mamă, deci eu nu pot să mă joc. Ok, gata, l-am spart și pe ăsta. Bă, dar par să fie boți totuși, dar știți care este faza? Eu nu am tasta S. Am rămas fără tasta S și o să-mi fie cam greu, sincer. O să fie cam greu, dar mă descurc cum pot, pentru că nu știu dacă prea pot să apăs pe tasta S, pentru că eu nu mai am tasta și trebuie să mă chinui acolo să apăs. Ok, deci cred că s-au dat cineva pe aici prin apropiere sau. Ăsta e Grine. Mamă, Grine launcherul. Mamă, și eu stau aici înăuntru și dau Grine launcherul și l-am distrus, nu? Sper că e înăuntru, nu, sau mi s-a părut mie. Ok, ok, mergem pe aici să dau și cu sticky bomburile astea. De fapt, stai că mai am Grine launcher, dau aici o groază să vedem. Sticky bomb, hai că le iau și pe ăstea, dau și pe aici, dar nu cred că era nimeni de fapt. Sau bada. Uitați-vă puțin că era... Ok, hai că mamă, cum mai știu și eu, mă, câte ceva așa, câte puțin, mai știu și eu câte ceva. Ok, l-am omorât pe ăsta, nu cred că mai e nimeni pe aici prin zonă. Ok, perfect, perfect. Hai să mergem și noi prin partea aceasta. Hai să dau cu, cred că iau totuși Grine la... Nu, haideți că iau sticky bomburile, rămân cu sticky bomburile în mână. Cred că e totuși mai ok. Mamă, bușul, bă, bușul. Hai să ne punem bușul ăsta pe noi, să vedem cum ne stă cu el. Mamă, cum ne stă. Stăm așa la troll, bă. Ok, noi suntem în zona, vedem. Mamă, sunt și dropper. Mamă, numai dropper, toate chestiile astea. Numai chestii mișto, cum era fix ca înainte. Totul foarte, foarte tare. Chiar îmi place. Chiar îmi era doar. Ok, deci s-aude cineva trăgând pe... ok, deci au venit ăștia pe aici. Nu e bine. De fapt e bine că avem și eu nevoie de activitate. Avem nevoie de activitate, de mai multe chestii de genul, să mă bat și eu pe aici. Dar păcat că nu prea pot eu să folosesc S-ul și mă încurc când vreau să apăs Z, pentru că eu foloseam Z în loc de S și aici am asta și cred că mă cam încurc. Dar haideți să vedem ce putem să facem. Uitați-vă că se bat ăștia, îi bat pe amândoi. Mă iau, bă, ăsta le iau și pe ăsta, le iau și pe ăsta. Mamă, foarte, foarte frumos. Bă, dar par așa boți, sincer. Nu știu de ce par boți ăștia, dar eu mă cam încurc, sincer. Chiar sunt boți, dar ok, nu, iau tactical. Chiar remerea dor că eu foloseam tactical, cred că îl foloseam mai des decât pampu, cel puțin pe ăsta normal. Ok, e acolo după copac. E acolo, da. Ok, mamă, deci nu mai pot, nici n-am S-ul ăla să folosesc și eu mai bine astea tastele, mă cam încurc în taste, că eu sunt obișnuit să apăs Z-ul, să apăs toate alea, dar aia, ce facem noi acum? Îl bat pe ăsta, de fapt era și ăsta. Bă, de ce să nu mai buți aici? Sau de fapt că sunt eu la ranked, poate sunt buți și de-aia. Momentan avem 6 kill-uri, eu cred că toți au fost buți, dar mă rog, bine, probabil ăla care era anonimus nu era bot, dar haideți să mergem și pe aici, pe sus, mamă, deci cum erau chestiile astea pe aici, mamă, mi era atât de dor, sincer. Mamă, ok, deci sunt și reboot-urile au rămas. Ok, e perfect. Totul ca înainte, frate, adică îmi place, uitați și baloanele astea cum erau aici. Parcă ieri a fost, bă, toată treaba asta, când era Dusty Divot, când mergeam pe aici, când mă băteam cu ăștia pe aici, era totul super, super tare. Țin minte că mă urcam acolo în copaci, am stat, îmi făceam challenge cu un prieten, rifturi, mamă, și rifturi, uitam supply drop-ul ăla acolo, perfect, ok, și riftul ăla poate văd pe cineva, nu văd, ok. Din păcate știu că o să dureze doar o lună sezonul, chestiile astea vechi, adică o să fie vreo mai multe sezoane, după o să apară, în fiecare săptămână am înțeles că apare câte un sezon nou, totuși, dar, din păcate, ar fi fost mai mișto să rămână mai mult, dar, aia, măcar și atâta, ne mulțumim cu atât. Ok,
să bate și cu cineva din spate. L-a bătut ăla din spate. Mamă, și sunetele astea cum se aud. Mamă, are rock launcher, are ok, ăsta e player. Ăsta chiar e player. Și cred că o să cred că ăsta mi-e sfârșitul, sincer. Mă cam panichez eu așa, nici nu am eu astea acolo, nu am n-am ce să fac sincer acum. N-am ce să fac sincer că ok. Ok. Mamă, deci mă enervează că n-am SU, bă, n-am SU și nu pot să mă mișc eu cum trebuie, să mă desfășor și eu ca lumea. Nu pot, bă, deci nu pot, din păcate. Aie, mă. Ok. M-am blocat aici, asta mi-e sfârșitul. Pa. Da, eu mă omor singur. Mamă, l-am omorât pe ăsta. Ok, eu mă omoram singur, se pare, dar totuși l-am omorât. Hai să iau și eu asta. Mă, ce era aia? Ok, hai să iau asta, perfect. Mamă, hunting rifle. Mamă, dar treaba e că eu n-am medkit. Am viață puțină, nu știu ce să fac. Vreau să iau și hunting rifle-ul totuși. Cam am nevoie de medkit, de ceva, și eu nu prea găsesc pe aici. Asta e toată treaba. Nu prea găsesc pe aici. Ok, bandaje, perfect. Gata, am găsit bandajele astea aici. Hai să mi le dau replis. Sperăm că nu vine cineva să mă omoare. Bam 3 3 3 2 1 3 2 1. Și nu știu ce să mai zic sincer, adică totuși n-am ieșit din zona asta, ce-i drept, n-am mai explorat mai mult. Se pare că am rămas sunt astea aici. E ok. Chiar sunt curios, vreau să merg în Snowbee Shores, frate, dar acum nu putem din păcate, dar în alt meci. Vreau să fac mai multe challenge-uri, vreau să fac mai multe chestii, să aduc și invitați speciali. Dacă vă susținere din partea voastră, pentru episodul ăsta e de început așa, să mai văd eu aici ce se mai întâmplă. Nu prea multe de zis, foarte multe, dar ne bucurăm și noi așa de ultimul ăsta. Ok, deci e undeva pe aici. Mamă, dar să pare, mamă, mă enervează că nu pot să folosesc ăla, frate. Nu pot să folosesc ăla și mă încurcă că n-am SU. Unde aplicăm ăsta? Pe undeva? Ok, fix aici. Hai să dau și eu ăsta, perfect, și l-am omorât. De fapt nu l-am omorât. Bă, câtă viață mai are, mă, ăsta, mă. Mă, stați puțin. Gata, lejer. Toți sunt buți așa. Opa, ce? Deci avem grappler aici. Jack. Ok, dar sunt prea multe. Bă, ce căutăm toate astea? Nu, heavy shotgun ăsta îl căutam. Mamă, și Jack-ul, frate, mă, Jack, dar cât timp nu mi-a mai dat Jack. Mi se pare că parcă mai apărut într-un timp, dar nu mai știu sincer sigur, dar haideți să ne dăm Jack-ul ăsta, mamă, 15 secunde ca pe vremuri. Foarte mult. Ok, cred că ar fi o idee să stau aici prin zona aceasta, să stau. Ok, nu, n-ar fi o idee. Deja a venit cineva aici, asta mi s-a părut mie. No, chiar a venit. Ok. Știți ceva? Facem și noi ceva. Așa. Bă, da. Ok. M-am panicat puțin. Mamă! Opa, ce? Mamă, fix ăsta aveam nevoie, ăsta, frate, e bun. Mamă, și launchpad-ul ăsta, și launchpad-ul, uitați-vă ce avem. Trapă, dar eu nu prea foloseam trapa, nu prea mă descurcam cu trapa, adică nu prea mă descurc nici așa, sincer. Nu sunt de cel mai bun jucător de Fortnite, dar încerc și eu să mă descurc cât pot. Mai ales acum nici n-am cum să mă descurc foarte bine, pentru că nu mai am tasta, frate. Mai sunt 3 persoane, deci suntem 4 persoane în total, 3 persoane fără mine și acum, ce să aflăm partea aia? Să aflăm ceva bun așa, nu cred. Mamă, zona asta, când mă duceam, frate, pe aici și mă urcam pe astea. Și fiți atenți că știu că, mamă, acolo era clubul acela. Totul, da, nu, din păcate nu se află în zonă clubul. Haideți să mergem în partea, cred că e cineva aici. Bă, aici jos, ok. Da, ok, dacă, deci mai sunt cu o singură persoană, poate fac și eu win-ul. Mă pun fix aici lângă supply drop să stau bush. Vreau să văd, dar să sperăm că nu-și dă ăsta seama de mine. Să sperăm că nu mă vede, că nu m-a văzut până acum. Că dacă mă vede, dacă știe de mine, nu prea e bine. Dar să iau ăsta, haideți mă că îl iau, îl iau totuși. Hai că îl iau, hai să vedem ce-o fi, haideți să vedem ce mi-a picat. Ok, nu, nu trebuia să-l iau ceva. Da, chiar nu trebuia să-l iau, că totuși dă ăsta după mine. Dau așa, ok, cred că ar fi o idee bună să ai că am dat și eu rochie la un cerul ăla, s-a dus direct acolo. Dar ok, nu, uitați-l pe ăsta, e fix aici. Bă, nu trebuie să mă panichez, ăsta nu e player, mă, e cam bot, sincer, adică uitați-vă puțin, îl omor așa, lejer, mi-a dat boogie bong, nu, mamă, am uitat și de chestia asta că e rea, de fapt, stai mă, că am grapplerul, ce mă complic eu așa, am grapplerul, ok, deci a dat rift, mă duc după el, merg foarte frumos pe aici și unde să morg, morg în copac, cred că m-aș urca în copac, dar unde s-a dus ăsta, uitați-l aici, fix în partea asta, nu, mie cădă după mine, m-am urcat aici în copac, direct aici, mă duc așa foarte frumos și să sperăm că nu o să dea ăsta în mine. Ok, nu mă vede, nu știe că sunt aici. Hai mă. Ai că am dat toate gloanțele pe lângă, le-am ratat pe toate. Ok. 1-1. Trebuie să nu mă grăbesc, trebuie să fiu calm totuși, pentru că nu o să pierd nimic. Adică maxim o să pierd ăsta, dar uite cineva pe mine, spectate. Hai să luăm. A încercat să mă și a dat singur, bă, dar nu l-am prins. Cam greu mă descurc, să uite că nu m-am mai jucat de mult și nici nu mai am chestia aia, v-am spus. Uitați-l acolo. Dar dacă îmi dau grapplerul ăsta. Ok, rocket launcher. Nu mai aveam, cred că fix acolo jos ar trebui să-l dau. Ok, 3, 2, 1,
Ce? Te rog, ăla nu e acolo? Mi s-a părut mie că s-a dus acolo și nu e. Ba da, ba da, fix acolo e, dar era puțin mai în față. Ok, gata, gata, hai mă, ui nume, ui nume. Trebuie să nu mă panichez, ok, ok. Totul este bine, dau încet în el, da. Totuși eu sunt mai bine protejat aici, sunt fix în ăsta și n-ar trebui să-mi fie greu totuși. Hai să dau așa, bă, da, ce nașpa că n-am și o său ăla. No, 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 no! Dau rocket launcher-ul ăsta, mă duc pe el cu grappler-ul și ce o fi, o fi. Hai mă, hai mă, hai mă, hai mă. Primul win, primul win, primul win în sezonul. Primul match, primul win. Hai să vedem, doamne ajută, doamne ajută să fie. Nu vă luați de mine, doamne, hai te rog, te rog. Ok, primul win, bă, frate, mamă. Primul match, primul win, victory royale. Mamă, nu m-am mișcat de foarte mult timp jocul ăsta. Și totuși cât de cât bine a fost adversar ușor. Dar nu uitați să vă abonați dacă mai vreți episoade cu Fortnite. Haideți să facem acolo cât mai multe like-uri dacă mai vreți episoade cu Fortnite. Și mai scrieți acolo în comentarii ce jocuri vreți să mai jucăm. Și nu vă luați de mine, la felul în care am jucat, că na, bine, și eu m-aș fi luat, dar ați înțeles vă ideea. Scrieți-vă acolo în comentarii ce vreți să facem în următorul episod, ce challenge-uri vreți să facem pe Fortnite. Oricum am făcut un challenge că nu joc cu tasta S și cam da, ați înțeles ideea. Nu mai zic nimic, pa, pa.